În urmă cu vreo trei ani eram la o biserică de frați rom din uh, Franța și un frate bătrân când a ajuns la Amvon a vrut să citească un pasaj și n-a zis ridicați-vă în picioare, ce au făcut? La luptă poporurile, ce aștept? A fost foarte simpatic și mi-a rămas așa în minte și m-am gândit că într-adevăr uneori e o luptă când vii în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, și există acolo o trimitere în Biblie unde zice că la un moment dat fiul lui Dumnezeu s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu și a venit și... Cine știe? Și diavolul. Ăsta vine și la biserică. Dar în dimineața asta vrem să-l scoatem afară în numele lui Isus. Poate să vină printr-un duc de oboseală, prin nepăsare, prin tot felul de lucruri. Dar Dumnezeu să lase biruința peste noi. Amin. Nu o să fac ci vă rog să vă ridicați în picioare. Vreau să citesc un pasaj din Noul Testament din Evanghelia după Marcu. Capitolul 10. De la versetul 17 în jos Evanghelia după Marcu. Capitolul 10, de la versetul 17, unde scrie așa. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenuncheat înaintea lui și l-a întrebat: Bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus? Nimeni nu este bun decât unul singur. Dumnezeu! Cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșel, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un singur lucru, du-te de vin de tot ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. de aceste cuvinte, omul acela a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui Iisus și Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai les este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții cine poate atunci să fie mântuit. Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis lucrul acesta este cu neputință la oameni dar nu la Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin, slăvit să fie numele Lui. Vă invit să vă luați locurile. Mă bucur să fiu la Biserica Philadelphia din Oradia. În urmă cu ceva timp, când am studiat Cartea Apocalipsa, și ne-am uitat la noi la biserică pe cele șapte biserici din Apocalipsa, am descoperit că Filadelfia a fost cea mai credincioasă dintre toate. Cea mai credincioasă biserică din cele șapte și îmi doresc Dumnezeu să binecuvânteze biserica dumneavoastră, încât atunci când Dumnezeu se uită la ea să fie cea mai credincioasă din tot orașul Oradia Amin fratele Radu Pavel m-a invitat să predic în această duminică la biserica din Marghita, pentru că Socrimei sunt din faimosul sat Chiribiș și între timp fratele Ilie, am înțeles fratele Jolța care treia să predice, s-a răcit. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea multă sănătate, să-i dea multă putere și Încep și eu să mă apropii acum de un jumătate de secol, de 50 de ani, mai am vreo 2 ani și ajung acolo, și încep să apreciez tot mai mult, mai mult bătrânii. Îmi dau seama, dragii mei, că bătrânii sunt importanți și că bătrânii într-o biserică sunt un factor de echilibru. Și vă dau și o trimitere biblică din Iosua, unde Biblia zice că atâta vreme cât a trăit Iosua și bătrânii din vremea lui Iosua, poporul a slujit pe Dumnezeu. S-au dus bătrânii, s-au dus Iosua și noua generație nu l-a mai slujit pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să binecuvânteze toți bătrânii și Dumnezeu să binecuvânteze și toți tinerii. E nevoie din toate generațiile în casa lui Dumnezeu și zic Dumnezeu să lase har și binecuvântare. Amin. Venind aici la dumneavoastră, am adus și prima carte pe care am scris-o. Uh, mie îmi place să citesc, îmi place să ascult mai mult cărțile, pentru că sunt apuri acum care îți prezintă o carte în 25 de minute și așa poți să asculți mai multe cărți într-un timp mai scurt, pentru că multe cărți iau câteva idei și le tot dezvoltă. Și. Uh, pentru că am citit multe cărți, am zis, bă, nu-i potrivi eu să scriu cărți, pentru că, dați-mi voie să vă zic, multe pe care le-am citit, mi s-au părut un fel de înghilimele, să zic așa, cărți care dezvolt o idee și tot vorbesc și, de multe ori, zic, bă, mai bine nici nu pierdeam vremea să citesc cartea asta. Însă, înaintând în vârstă, luptându-mă cu anumite probleme, în urmă cu câțiva ani, chiar dacă am fost păstor și sunt păstor, chiar dacă am avut o viață binecuvântată, m-am luptat cu anxietatea, m-am luptat cu tulburările astea de uh, anxietate. Și uh, dați-mi voie să vă zic că nici cei din biserică nu sunt scutiți de lucrurile astea. Îl vedem pe Ilie în Biblie că a avut depresie. Îl vedem pe Domnul Iisus în grădina Ghețiman că a avut un atac de panică. Ce zice un om care are un atac de panică? Simt că cine mă ajută? Mor. Și zice Biblia că Domnul Iisus în grădina Ghețiman a trecut printr-un atac ca de moarte. Deci nu suntem scutiți. Și eu credeam că eu nu voi avea asemenea probleme niciodată. Și atunci când m-am luptat cu problemele astea, am început să studiez tot ce am găsit. Cărți, materiale, să-i ascult pe toți. Și să caut să ies din starea aceasta. Și vreau să vă zic că am reușit și mulțumesc lui Dumnezeu. De câțiva m-am eliberat și nu mai am această problemă, și am învățat și să identific niște senzori care te îndreaptă spre acolo și să iei măsuri la timp, și apoi am început să predic pe îngrijorare, pe anxietate, pe depresie, pe stres și să descoper că predicile acestea erau cele mai urmărite. Apoi am început să fiu contactat de tot mai mulți oameni pe tema asta și. Atunci am zis, trebuie să aduc și o contribuție și am scris prima carte pe care am numit-o Eliberat de frică pentru totdeauna, un ghid pentru toți care se luptă cu anxietatea, frica și depresia, o carte practică. Dacă cineva este interesat, o va găsi la ieșire și Dumnezeu să nu îngăduie peste noi lucrurile astea, pentru că astea sunt niște atacuri spirituale. Mereu mi-a venit în minte versetul acela care zice în Ioan 10 cu 10 partea a doua, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă viață din belșug. Nu-i voia lui Dumnezeu să trăiești legat în frică, în anxietate, în depresie. Sunt niște atacuri. Dar cu Dumnezeu noi trebuie să le biruim. Amin. Acestea fiind spuse, vreau să vă zic că aveam un mesaj pentru biserica din Marghita pregătit și fratele Radu l-a trecut și aici la biserica dumneavoastră, dar cred că l-am mai predicat aici și așa că am schimbat mesajul, dar tot despre trezire spirituală vrem să vorbim și dacă ați împlinit 30 de ani, vă felicit, Domnul să vă binecuvânteze. Eu îi spuneam și fratelui că eu văd așa un mare potențial în biserica dumneavoastră, zic Dumnezeu să vă mulțiască, Dumnezeu să vă binecuvânteze și proiectul de viitor care zicea fratele Radu că la un moment dat vreți să construiți o clădire, zic Dumnezeu să deschidă cerul și să vă dea biruință. Amin. Amin. Mesajul din această zi l-am intitulat Ce să faci să moștenești viața veșnică? Sunt trei candidați, eu zic Domnul să mai adauge să fie mai mulți. Amin. Amin. Și dați-mi voie să vă zic că Într-adevăr, Dumnezeu există. Pentru că atunci când vorbești despre viața veșnică, vorbești automat despre existența lui Dumnezeu. Și pentru cei care uneori aveți îndoieli că Dumnezeu există, pentru că îndoielile sunt parte din viața aceasta, aș vrea să vă zic primul semn că Dumnezeu există este universul. Soarele ăsta care arde de mii de ani și nu se consumă, îl ține Dumnezeu așa. Planetele care se învârt, fără să le învârtă nimeni, le învârte Dumnezeu așa. Universul acesta n-a apărut de nicăieri și din nimic, cum spun uh, cei cu teoria științifică. El a fost creat de Dumnezeu. O altă dovadă că Dumnezeu există este Biblia. Am fost la muzeul Bibliei și zicea pastorul de acolo, pare mi se... Ionel Tuțac că sunt 6,5 miliarde de exemplare tipărite de Biblie din lume. Și este cea mai tipărită carte care a existat vreodată și a doua carte după Biblie îi la în jur de 1 miliarde de tipărire. Vă dați seama ce distanță mare. 6,5 miliarde și 1 miliard este a doua carte după Biblie. Faptul că Biblia este atât de tipărită, este atât de citită, este atât de căutată. Avea acolo și Biblia microscopică, avea acolo și Biblia care a fost dusă pe lună și tot felul de chestii, este încă o dovadă că Dumnezeu există și cartea aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Slăvi să fie numele Lui. Și -o a treia dovadă este poporul evreu. Dumnezeu l-a ales pe Avram și Dumnezeu i-a zis lui Avram, sămânța ta va fi poporul meu. Și acum dați-mi voie să vă zic că evreii sunt doar 0,2% din populația lumii. Și totuși, evreii care nu sunt nici 1% din populația lumii au luat peste 20% din toate premiile Nobel care au fost date vreodată, adică premiile alea pentru descoperiri științifice, pentru progres, pentru dezvoltare. Un popor atât de mic a luat 20% din tot ce s-a dat în lumea asta în sensul acesta. Totodată, poporul evreu are o suprafață de 0,02% din suprafața pământului și uite că sunt înconjurați de toată lumea arabă și nimeni nu poate să-i cucerească. Asta este încă o dovadă că Dumnezeu și-a pus mâna peste ei și că Dumnezeu există și că sunt un popor cu totul special, slăvit să fie Dumnezeu acum, după ce am făcut această introducere că Dumnezeu există și viața veșnică există, aș vrea să ne apropiem de acest mesaj pe care l-am intitulat Ce să faci să moștenești viața veșnică? Și în sensul acesta, dragii mei, vreau în primul rând să ne uităm în pasajul acesta, bazat doar pe pasajul acesta, să răspundem la această întrebare și să vi-l prezint în primul rând pe tânărul bogat. Pentru că Biblia spune aici că la un moment dat la Domnul Isus a venit un tânăr. Și vreau să vă zic că nu era un tânăr oarecare. Era un tânăr extraordinar. Era un tânăr cu multe calități. Și când m-am uitat la viața lui, am descoperit că avea câteva calități omul ăsta. În primul rând, era tânăr. Și când ești tânăr, ai multe posibilități în viață. Când ești tânăr, poți să înveți ce meserie vrei să te spre școală, vrei să dezvolți un business, o carieră, ai toată viața înainte. L-am adus pe socrul meu în Anglia, el încă nu s-a întors la Dumnezeu, Domnul să lucreze și în viața lui. Și el a fost antrenor de judo la viața lui. Și totdeauna el s-a considerat așa un om tare. Are acum vreo 70 de ani, el și acum e tare. Nici să nu vorbești de moarte, că el nu vrea să se audă din alea. Și l-am adus în Anglia cu câțiva ani în urmă, și zice, să vezi că eu o să învăț limba engleză pe de rost. Bă, slavă Domnului, Domnul să te binecuvânteze. Eu nu zic ca românii niciodată, eu zic ca englezi. dă înainte, sigur, o să reușești. Și-a luat un casetofon din la de ureche cu căști, în urmă cu vreo 5 ani sau 6-7 ani. Și acum era toată ziua cu casetofonul pe cap, cu căștile. Mergea cu metrou cu casetofonul. Venea cu autobusul cu casetofonul. Seara când era în pat, era cu căștile. Bă, l-am lăsat așa un an, doi, n-am zis nimic și după un an, doi, am zis, no, cum merge limba engleză? One, two, three, cum zic românii, three, zic românii. Englezii zic free și zice, bă, numai nu se leagă de mine nicicum. Există o perioadă în viață când poți să faci multe lucruri, când ai multe abilități, când ai multe posibilități, când ești la energia maximă și perioada aia se numește tinerețea. Și omul ăsta care a venit la Domnul Isus, primul lucru pe care ne-l spune Biblia despre el era că era tânăr. Un al doilea lucru pe care eu l-am descoperit despre el, deși Biblia nu îl spune, am această impresie că era sănătos. Zice cuvântul lui Dumnezeu, tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un tânăr care a îngenunchiat înaintea lui și care i-a adresat o întrebare. Bă, m-am gândit dacă avea diabet, dacă avea uh, un picior rupt, dacă era handicapat. Poate n-ar fi alergat, poate n-ar fi îngenunchiat, poate n-ar fi spus așa direct o întrebare. Dar am această impresie că omul ăsta, pe lângă că era tânăr, era și sănătos. și bine să fii sănătos. Amin? Dar... Trebuie să nu uităm un lucru, că sănătatea este un dar de la Dumnezeu. Era o soră care la un moment dat s-a îmbolnăvit și au mutat-o pe la nu știu câte spitale, pe acolo prin Londra și la fiecare spital a tăiat un pic din ea, pentru că avea cancer. Și tot au tăiat din ea până a murit. Și îmi dau seama că atunci când ești sănătos, e foarte important. Nu știu dacă v-am mai povestit, la 39 de ani, soția mea a zis: Vreau să mergi la doctor să-ți faci analizele, că așa e normal când ai o vârstă. Și acolo, în Anglia, dacă nu știți engleză, cumva, vă învăț eu un cuvânt astăzi. Fine. Înseamnă bine. În limba engleză, fine. Și acolo, de câte ori m-am dus la doctor, Mr. Pop, ești fine. Și acum zice soția Acum merem în România la 40 ăștia din România, stai din Anglia, schimbă prețurile, găsește ceva imediat. Și când m-am dus aici în România, zice, ai început de ciroză la ficat, la 40. Păi eu mă simțeam bine, nu aveam nicio problemă, niciun simptom. Și dacă nu descopeream, în 4-5 ani, sau 3 ani, sau 2 ani, eram plecat din viața asta. Și mi-am dat seama atunci cât de important este să fii sănătos. Dacă ai în mâini care Funcționează dacă mintea judecă, dacă picioarele circulă, dacă te dai jos din pat, dacă te deplasezi, dacă uh, ai o sănătate în corpul tău. E așa de important. Dar știți ce vreau eu să vă îndemn? Să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru sănătate în fiecare zi. Pentru că sănătatea e un dar de la Dumnezeu. Și Dumnezeu, când a vindecat zecele proști, la unul i-a zis: Unde sunt ceilalți? Că și pe aia i-am vindecat. Și dacă Dumnezeu te vindecă în fiecare zi și te dai jos din pat, în fiecare zi trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu. Amin. Amin. Apoi mai avea o calitate, tânărul acesta, dragii mei, era respectos. El vine la Domnul Isus și zice, bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Isus îi zice să păzești poruncile, după aia îi zice să dai toată averea la săraci și nu știu dacă ați remarcat când am citit, zice că a fost mâhnit. S-a supărat, s-a întristat, nu s-a calificat. Și chiar dacă l-a supărat Domnul Isus, omul ăsta era respectos. În primul rând, îngenunchează, apoi vorbește frumos și politicos, apoi când îi supărat, nu se răzbună, nu zice: Știi tu din ce familie sunt eu, cine-i mama mea, cine-i tatăl meu, cum vorbește așa cu mine că eu sunt foarte bogat, că eu am nu știu ce business-uri și așa mai departe. Era respectos. Dragii mei, Înainte să fim pocăiți, noi trebuie să fim oameni. Dumnezeu să ne ajute. Educația trebuie să fie parte din viața noastră. Noi suntem o imagine a împărăției lui Dumnezeu. Și am această impresie că pe ăsta l-au educat părinții. Domnule, dacă vezi un bătrân că n-are un scaun în autobuz, lasă-l pe el să stea jos. Dacă vezi că cineva are nevoie de un ajutor, sar. Dacă mergi la școală, vorbește frumos cu profesorii, cu bătrânii, cu păstorii, cu autoritățile. Pentru că dacă vom realiza ceva în viață, vom realiza doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze, amin. amin. Mai avea o calitate. Nu doar că era tânăr, că era sănătos, că era respectos, era și foarte bogat. Ați auzit cum am zis acolo, multe avuții avea multe avuții. Și, dragii mei, să fii bogat nu este un lucru greșit. O venit unul la mine și o zis, bă, pocăiților, voi ăștia, n-ați văzut ce scrie acolo în Biblie unul care cam bajocorea așa pocăiții, zice, vindeți tot ce aveți și dați la săraci. De ce nu luați voi tot ce aveți și dați la săraci? Că așa scrie în Biblie. Dar, dragii mei, nu toți avem problema pe care a avut-o tânărul acesta. La tânărul acesta, dacă Iisus îi zicea, jumate dă la sărat și jumate păstrează, jumatele care îi rămânea era tot o problemă, pentru că el avea o problemă cu dragostea față de bani. Și, dragii mei, el era foarte bogat. Și să fii bogat este o binecuvântare. Pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Solomon. Și Dumnezeu e la care ne binecuvântează atunci când ne merge bine. Munca, serviciu, business -ul. Și dacă ai anumite resurse, poți să ajuți și lucrarea lui Dumnezeu, poți să ajut și săracii, poți să ajut misiunea. Și bogăția, dacă este administrată după voia lui Dumnezeu, este o binecuvântare. Acum m-am gândit, de ce s-au șocat ucenicii? Că l-au văzut că nu bea, că nu fumează, că îi dă treabă, și are șavere. Domnul Iisus zice Biblia că nu a avut nicio piatră unde să-și pună capul. ce o zis ăștia? Bă, dacă vine ăsta cu noi, avem fiecare câte o pensie, haine de firmă, nu mai skip breakfast, nu mai sărim păstă mic dejun, păstă prânz cu Domnul Isus, avea nicio piatră unde să-și pună capul, mai răbdau foamea, mai erau tot timpul lipsiți. Era foarte bogat. Și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, atunci să nu uităm că și noi trebuie să binecuvântăm pe alții. Amin. Apoi mai avea o calitate, dragii mei, în lista asta de calități pe care am găsit-o la acest tânăr, este că era și religios. El vine la Domnul Isus și îl întreabă ce să fac, cine mă ajută? Să moștenesc viața veșnică. Și Domnul Isus ce zice? Să păzești poruncile. Și el zice, care porunci? Și Domnul Iisus zice, să nu curvești. Și el zice, niciodată n-am făcut așa ceva. Zice, să nu furi. Că mi-a zis unul, zice, băi, eu, zice, eu am două salarii. Zic, dar mai ai două salarii? Zice, mai duc câte un robinet, el era din ăsta instalator, mai duc câte o țeavă, mai duc nu știu ce. La final de lună, contabilizez. Zice, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Să faci aia și aia. Și el zice, pe toate le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Și apoi zice Biblia că Iisus a uitat țintă la el și, dacă mințea, mai scria Biblia asta, că s-a uitat țintă la el și l-a iubit. N-a mințit, pentru că el a spus adevărul și de aia l-a iubit Isus. Pentru că era religios. Era un om moral ăsta, nu bea, nu umbla prin cluburi, nu umbla cu femeile stricate, nu se destrăbăla, el trăia într-o anumită moralitate, într-o anumită religiozitate în care l-au educat părinții de mici, de mic am impresia că o umbla regulat la sinagogă, că era parte dintr-o anumită sinagogă și a învățat niște reguli foarte stricte pentru viața lui morală. Era religios în gilimele. Și apoi, o altă calitate pe care am găsit-o la el, dragii mei, este că era interesat de cer. El vine la Isus și zice: "Ce să fac să moștenesc Viața veșnică. Poți să fii tânăr, să ai bani, să ai sănătate, să fii respectat într-o comunitate și să mai vrei și împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu există. Dumnezeu există. Când vom muri, nu se stinge becul și ne ducem în întuneric. Când vom muri, ne vom trezi și vom ajunge înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui. Și acestea fiind zise, v-am prezentat așa câteva lucruri despre tânărul bogat. Aș vrea în al doilea rând în această dimineață să vă zic câteva lucruri tot din pasajul acesta și despre Domnul Isus. Și primul lucru pe care l-am descoperit la Domnul Isus în pasajul acesta, dragii mei, este că este Dumnezeu. Tânărul bogat vine la el și primul lucru pe care îl face îngenunchează înaintea lui. Vedeți, problema a fariseilor și a cărturarilor și a acuzațiile pe care îi le aduceau lui Isus era că se proclamă pe sine Dumnezeu. Pentru că acceptă închinarea și iartă păcatele. Și închinarea trebuie să o dai doar lui Dumnezeu. Dar Domnul Isus este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Noi cum au zis martorii lui Jehova, că Dumnezeu s-a uitat peste pământ și a zis, bă, ce om extraordinar, vreau să-L înfiez. Acum eu vă întreb, când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat după chipul cui? După chipul lui Dumnezeu. Și când s-a pus la treabă, în Genesa 1 cu 26, au zis, hai să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Deci dacă l-a creat după chipul lui Dumnezeu, nu vorbi cu îngeri acolo, că nu după asemănarea îngerilor l-a făcut, ci după asemănarea lui Dumnezeu. O vorbi cu Fiul și cu Duhul Sfânt, pentru că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui. Apoi, zice Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a întrupat și a locuit printre noi și noi l-am văzut lăudat să fie Domnul. O a doua calitate pe care am descoperit-o la Iisus în pasajul acesta, dragii mei, este că avea toate răspunsurile. Tânărul bogat putea să meargă la un rabin. Tânărul bogat putea să meargă la un teolog. Tânărul bogat putea să caute pe cineva cu capul mare în Israel, care știa multe lucruri, pentru că avea resurse, avea posibilități. Dar el a venit la Isus pentru că, dacă citiți Evangheliile, pe Isus l-au căutat foarte mulți oameni și la toți oamenii Isus le-a dat răspunsuri potrivite la fiecare, slăvit să fie Dumnezeu. Asta îmi spune mie că Domnul Isus Hristos și astăzi are răspunsuri potrivite pentru viața noastră. Doar trebuie să căutăm călăuzirea lui. Doar trebuie să căutăm binecuvântarea lui. Doar trebuie să stăm în prezența lui ca el să ne călăuzească. Îmi place cum se încheie Cartea Romani, capitolul 16. Nu știu dacă am mai pus întrebarea asta în biserica aceasta. Știe cineva cum se închide Cartea Romani, ultimul verset? Îi dau 10 lire. Am mai zis într-o biserică și nu o știu, am zis, nu mai zic o sută niciodată. <ră> Zice, a lui Dumnezeu, care este singur înțelept, să fie toată slava, cinstea și gloria. Adică noi toți greșim. Oricât de deștept ești, vei greși. de informații ai, vei greși. Dar este cineva care nu greșește și cunoaște totul și știe totul și tu ai nevoie ca el să te călăuzească în fiecare zi. M-a întrebat fratele, nu vrei să te întorci în România? Și i-am răspuns, cel mai bun loc este locul în care sunt în voia lui Dumnezeu. Deocamdată știu că voia lui Dumnezeu pentru mine este în Anglia, pentru că Dumnezeu știe ce e mai bine pentru noi toți. De aceea să căutăm răspunsurile lui Dumnezeu la toate problemele din viața noastră și zic Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze Amin. Apoi, Domnul Isus mai avea o calitate. Știe tot. Tânărul bogat zice: Bă, dacă mă duc la el și îngenunchez așa frumos, și îi pun niște întrebări, și vorbesc elegant, și mă îmbrac merit, uh, nu o să știe Domnul Isus că eu am o problemă mare. Dar trebuie să învățăm în această zi, dragii mei, că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. N-are rost să venim înaintea lui Dumnezeu să ne dăm drept alții. Nu știu dacă va mai povestit că mă sună unul odată și zice fratele păstor Tiberiu Pop. Wow, zic, da frate, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Deja mă gândeam, bă, cine o fi omul ăsta, mă? Dar nu-i Moise din împărăția lui Dumnezeu. Cam mai apoi să aflu că vrea niște ajutoare. Deci, dragii mei, avem această tendință, trebuie să recunoaștem. Când venim la biserică, drept, zâmbet, zici că ne-am blocat la zâmbe. Pace, pace, Domnul să te bine cum ești, frate, ca și pe pământ, cu Dumnezeu în fiecare zi, până ieșim de parcare. Apoi să vezi, unii la mașină deja începe scandalul, cearta, pe drum, acasă, bombe, rachete. Dragii mei, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Și înaintea lui Dumnezeu n-are rost să venim, să ne dăm drept alții. Pentru că Dumnezeu știe cine suntem, știe toate slăbiciunile pe care eu le am, le cunoaște Dumnezeu. Știe cu ce mă lupt, știe cine sunt, știe din ce material sunt. De aceea, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fim noi înșine. Slăviți să fie numele Lui. Apoi, dragii mei, am mai văzut că Isus mai avea o calitate și anume iubește pe toți oamenii. Zice că s-a uitat țintă la El și l-a iubit. Acum, Există această mitologie, mai ales în lumea ortodoxă, la casa săracului, altfel mere Iisus. Și dacă ar fi fost după noi, și eu aș fi fost de acord, bogat bogații ăștia, au de ce cele mai trăbamuri și Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu gândește ca noi. Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii. Îl iubește și pe bogat, îl iubește și pe sărac, l-a iubit și pe omul ăsta, chiar dacă era greșit. Iisus a știut care e problema lui, s-a uitat la el și a zis cap printr-o sticlă transparentă, ai o mare problemă tinere și ești greșit. Și totuși Iisus l-a iubit, pentru că Dumnezeu ne iubește cum nu ne iubește nimeni niciodată, slăvit să fie numele Lui. Și dacă ești aici în dimineața asta, orice ai făcut și orice situație au venit peste viața ta, Dumnezeu te iubește cu adevărat, lăudat să fie numele Lui. Apoi am mai descoperit, dragii mei, o altă calitate pe care avea, am găsit-o la Domnul Isus în pasajul acesta, pe lângă cele menționate, este că Isus este întotdeauna orientat spre recuperarea omului. Tânărul bogat vine la el și zice, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Isus îi zice, să păzești? Cine mă ajută? Poruncile. Și el zice, care? Și Domnul Iisus îi zice, ultimele șase porunci. Nu îi le zice pe primele patru. Acum credeți voi că nu știa Domnul Iisus cele zece porunci pe de rost? Pentru că la evrei, ca să fie cineva rabi, trebuie să facă șapte ani de teologie. Și la evrei se cere să înveți Vechiul Testament pe de rost. Și lui Iisus mulți a zis rabi. Adică Iisus cunoștea cuvântul lui Dumnezeu cu da Dar când tânărul bogat vine la Domnul Iisus, Domnul Iisus vede în el, știe care e problema lui, știe ce nu păzește și când el îl întreabă care porunci, Domnul Iisus îi le zice pe pe care le păzește prima dată pentru că vrea să apeleze la partea lui bună și să-l încurajeze ca și un tată care înainte să îi ceară ceva copilului să schimbe viața lui, în primul rând îi zice, dragul tatăi, uite aia faci bine, aia faci bine, aia îmi place, aia nu-mi place, și apoi te rog, fă și treaba asta. Pentru că, dragii mei, Domnul Iisus nu-i dă în cap din prima, ci Domnul Iisus caută să-L câștige și să-L atragă de partea Lui, pentru că voia Lui Dumnezeu este ca nimeni să nu piară, ci ca toți oamenii să aibă viață veșnică, Slăvi să fie Dumnezeu. Domnul Iisus este interesat să câștige omul din orice situație și câtă vreme trăiești și câtă vreme ai suflare, indiferent de ce ai făcut, Dumnezeu se luptă să te mântuiască. De aceea, dacă ești aici în această dimineață și sunt anumite lucruri în viața ta, Dumnezeu n-a renunțat la tine. Bineînțeles că Dumnezeu vrea să te pocăiești și să te îndrepti și să le dai afară, dar Dumnezeu nu renunță la noi niciodată slăvit să fie numele Lui. Și ultimul lucru pe care l-am văzut la Domnul Isus în pasajul acesta, înainte să dăm răspunsul la întrebarea ce să faci să moștenești viața veșnică, am văzut, dragii mei, că Domnul Isus mai are o calitate și anume nu face compromis. Indiferent cât de tare l-a iubit Isus pe tânărul acesta, i-a zis care e problema lui. Și-a zis ce trebuie să facă să îndrepte problema. Pentru că noi învățăm în această zi că Dumnezeu nu face compromis pentru nimeni. Chiar dacă ne iubește Dumnezeu, chiar dacă ne vrea Dumnezeu binele, chiar dacă nu renunță la noi niciodată, Dumnezeu nu poate trece peste păcatele noastre până nu le rezolvăm. De aceea, dragii mei, să nu ne jucăm cu Dumnezeu niciodată. Un fumător, la un moment dat, fuma. Și era în fața prietenilor lui, și a dat un fum pe gură și a zis: Dumnezeule, fumul ăsta e pentru tine. Și la un an de zile, în jur de un an de zile, a murit în propriul lui vomat într-o noapte. În Londra era un tânăr din familie de pocăiți, pe care părinții l-au dus la binecuvântare, din satul mare, balog se cheamă familia. Și el fiind acolo, în Londra deși frații și surorile lui mergeau la biserică, el fiind așa o aia neagră a familiei, a zis, nu mai dă la biserică. A început să se lege cu câțiva tineri, cu gășcar și la un moment dat, într-o încăierare în care s-au bătut cu niște negri, românii noștri încă sunt puternici, care cărămizi, lucrează în construcții, i-au bătut pe negri, Dar când a dat să plece un un negru a venit și a băgat un cuțit în lateral. Și acolo a căzut jos și a murit pe loc. Copil crescut în biserică, din familie de pocăiți, dus la binecuvântare. Pentru că noi trebuie să înțelegem că dacă vrem protecția lui Dumnezeu, se găsește sub umbrela lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca noi să nu ne jucăm cu El niciodată. Diavolul e pe urmele noastre, vrea să-ți distrugă familia, vrea să-ți distrugă viața, vrea să-ți distrugă sănătatea, vrea să-ți distrugă viitorul dar Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Dar pentru asta nu trebuie să ne jucăm cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu face compromis niciodată slăvit să fie numele Lui. Am uh, prezentat în această dimineață câteva lucruri despre tânărul bogat, v-am spus în al doilea rând câteva lucruri pe care eu le-am descoperit despre Domnul Isus. Aș vrea în al treilea rând, pentru că sunt 30 de ani și se dorește o trezire spirituală în Biserica Filadelfia și zic Dumnezeu să lucreze și să lase har și binecuvântare, ce să faci să moștenești viața veșnică? Primul lucru și cel mai evident din pasajul acesta este să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Dumnezeu nu acceptă locul doi. Tânărul ăsta nu bea, tânărul ăsta nu fuma, tânărul ăsta nu umbla în discoteci tânărul Rosa merea la biserică. Eu cred că el cânta cu ceilalți, se ruga cu ceilalți, participa cu ceilalți, l-o învăța părinții așa de mic și era moral și era religios, dar avea o problemă. Dumnezeu nu era cel mai important pentru el. Pentru că Domnul Iisus l-a pus să aleagă. Dă banii sau renunță la mine. Asta a fost alegerea. Ia banii aia care sunt pe primul loc și dă la săraci pentru că eu vreau să fiu mai important decât averea ta. Învăț în această dimineață, dragii mei, că Dumnezeu nu acceptă locul doi. Dumnezeu vrea primul loc din viața ta și zic Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Amin. Amin. La un moment dat, Domnul Iisus a venit un învățător al legii ca să-l ispitească și l-a întrebat ce să fac sau care e cea mai mare poruncă din lege în Matei 22. Este o poruncă care e mai mare decât toate celelalte? Și acum unii spun că în Vechiul Testament sunt 613 porunci, în Noul Testament 1050 de porunci, în total în jur de 1663 de porunci. Și învățătorul acesta vrea să știe dintre ăstea toate care e cea mai mare. Și Domnul Isus îi zice, este o poruncă care e mai mare decât toate celelalte porunci, și porunca aceasta este să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cine mă ajută? toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Adică să-l pui pe Dumnezeu pe primul loc. Amin. Să fie Dumnezeu mai important decât viața ta. Să fie Dumnezeu mai important decât familia ta. Să fie Dumnezeu mai important decât cariera ta. Să fie Dumnezeu mai important decât banii tăi. Să fie Dumnezeu mai important decât orice lucru din această viață. Așa a spus Domnul Isus în Matei capitolul 10 cu versetul 37. Când a spus aici în felul următor: Cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Vrei să moștenești viața veșnică? Pune-l pe Dumnezeu pe primul loc, amin. Fă-l pe Dumnezeu cel mai important lucru din viața ta nu-i destul să vii la biserică, nu-i destul că te-ai botezat, nu-i destul că te mai rogi. fă pe Dumnezeu cel mai important lucru pe care îl ai și atunci Dumnezeu te va binecuvânta și atunci El va lucra cu putere în viața ta. Dumnezeu a dat totul pentru noi și Dumnezeu așteaptă ca și noi să dăm totul pentru El. M-am gândit, de ce nu se mai întâmplă lucrările care se întâmplau în vechime? De ce nu mai experimentăm acele promisiuni din cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu-l mai vedem pe Dumnezeu la lucru cum l-am văzut cândva? Știți de ce? Nu că s-a schimbat Dumnezeu, Dumnezeu e același, ieri, azi și în veci. Dar ne-am schimbat noi. Și nu mai avem pasiunea aia de la început pentru Dumnezeu, nu mai este Dumnezeu atât de important pentru noi. Și dacă noi înțelegem și îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, atunci și Dumnezeu lucrează diferit în viața noastră. Dacă vrem o trezire spirituală, să punem bazele sănătoase și în această dimineață să zicem, Doamne, vreau să fii cel mai important pentru mine, vreau să fii dragostea cea mai mare pe care o am, vreau să fii prioritatea numărul unu a vieții mele, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze Amin. Ce să faci? Să moștenești viața veșnică? Un al doilea răspuns pe care l-am descoperit din această întâmplare este să dai piedica la o parte. V-ați gândit așa vreodată? Că pentru un singur lucru s-ar putea să nu intri în împărăția lui Dumnezeu? Tânărul ăsta a avut o singură problemă. Nu i-a zis sus mai ai așa, aia, așa. aia, A avut o singură problemă. Și pentru o singură problemă el n-a reușit să câștige viața veșnică. Eu știu, dragii mei, că noi, pentecostali în general, pocăiții, noi nu bem, nu fumăm, nu umblăm prin discotești, nu ne drogăm, dar uneori sunt unele probleme pe care le-am tolerat acolo în viața noastră. Și sunt acolo în cămăruța inimii noastre și nu prea știe multă lume de ele. Și uneori un singur lucru învăț în această zi, că mă poate despărți de Dumnezeu. În Galaten, nu știu dacă ați citit voi acolo cu faptele firii pământești, cu oamenii care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și un duh de ceartă te poate despărți de Dumnezeu. Nu știu dacă ați citit Apocalipsa la final și un duh de minciună te poate despărți de Dumnezeu. Și în această dimineață învățăm, dragii mei, că dacă vrem să moștenim împărăția lui Dumnezeu, trebuie să dăm piedica la o parte. Amin? Diavolul ne-a prins și trăim într-o lume rea și păcătoasă și ne-a legat cu tot felul de lucruri. Dar în această dimineață ne rugăm lui Dumnezeu să aducă eliberare, să aducă putere, să aducă har, să aducă îndurare peste viața noastră. Pentru că Dumnezeu știe cine suntem și Dumnezeu știe care sunt problemele noastre. Și El nu vrea să ne acuze, El vrea să ne binecuvânteze, El vrea să ne elibereze, El vrea să aducă înviorare peste viața noastră, lăudați să fie Domnul! Al treilea și ultimul lucru pe care vreau să-l spun despre ce să faci să moștenești viața veșnică, pe lângă că îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, dai piedică la o parte, trebuie să ai o relație cu Dumnezeu în fiecare zi. Știți ce a zis Domnul Iisus acestui tânăr? Ia averea, dă la suraci și apoi urmează-mă. Acum, urmează-mă, asta este o acțiune continuă un prezent continuu. Vino după mine. Și m-am gândit, bă, dacă tânărul ăsta bogat dădea toată averea la săraci. Vă dați seama ce se predica despre asta ani de zile. Tânărul care a luat tot ce a avut și a făcut ce a zis Isus și a dat la săraci. Despre asta se scriau evanghelii, poate devenea unul din apostoli, dar n-a vrut să o facă. Dar învăț din cuvintele lui Isus, dragii mei, că pentru a moșteni împărăția lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o relație cu Dumnezeu în fiecare zi. Amin. Acum la voi se botează trei, Domnul să-i binecuvânteze și să-i mulțească. Duminica viitoare la noi se botează nouă candidați și am făcut catecheză cu ei pe Zoom și le-am spus, bă, voi să nu aveți impresia că voi veți ține pocăința. Voi nu aveți cum să o țineți, ci pocăința vă ține pe voi. Voi tot ce trebuie să faceți este să vă țineți de biserică să vă țineți de rugăciune, să vă țineți de citirea Bibliei, să le formați aceste lucruri ca niște obiceiuri din viața voastră. Și când faceți aceste lucruri, atunci aceste lucruri vă vor ține lângă Dumnezeu. Să nu avem impresia careva că noi l-am bătut pe deavolul cu toată armata lui, că noi suntem ceva pocăiți care prin carnea noastră am făcut lucrările Duhului Sfânt. Niciodată. Dumnezeu e acela care ne ține în picioare pe toți. Slăvit să fie numele Lui. El ne dă și credința și înfăptuirea. Treaba noastră este să avem o relație cu Dumnezeu, să ne ținem de biserică, să ne ținem de rugăciune, să ne ținem de post, să ne ținem de citirea Bibliei și când ne ținem de aceste lucruri, aceste lucruri îl fac pe Dumnezeu să crească în viața noastră. Și la un moment dat vine Domnul Isus în Ioan 15 și zice Eu sunt vița și voi sunteți plădițele. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Acum avem o familie în biserică care are niște probleme. Știți ce le-am zis? Participarea regulată la biserică. De aici începe. Nu pastorul rezolvă, nu. Vreau să vă văd regulat la biserică. Că de aici începe pocăința. De la participarea regulată la biserică. De la citirea scripturii. De la rugăciune. De la lucrurile astea pe care Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție ca noi să avem o legătură cu El în fiecare zi. Acum tot la catecheză mă întreba un tânăr, care face școală acolo în Anglia și acolo școlile sunt mai rele ca aici. Și -o zice, frate păstor, ce să fac dacă la școală sunt conjurat de atâția oameni cu tot felul de păcate? Cum să rezist la toate ispitele? Și așa mi-a venit pe moment un gând și am zis, Iisus, când mergea printre oameni, era înconjurat de multe ispite și de mulți păcătoși cu multe duhuri și cu multe lucruri? Voi ce ziceți? Era. Și cum a putut Isus să le biruiască pe toate? Spune Biblia că pe când ucenicii încă dormeau, în fiecare dimineață, de cu noapte, Isus stătea în prezența lui Dumnezeu. Și vinea Duhul Sfânt peste el și stătea o oră, două acolo și după două ore de rugăciune, când se ridica Isus, putea să facă toate lucrările. Dacă vrem să avem biruință, dacă vrem să moștenim împărăția lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că Dumnezeu e acela care ne ține lângă El. Și ca să ne țină lângă El, noi trebuie să Luăm scriptura, să ne rugăm și să ne ținem de lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție. O relație personală cu Dumnezeu, în fiecare zi, slăvit să fie numele Lui. Ce să faci să moștenești viața veșnică? Să-l pui pe Dumnezeu pe primul loc. Dacă până astăzi Dumnezeu n-a fost pe primul loc, sau dacă a alunecat din cel mai important loc, în această zi, spune-i Domnului, Doamne. Vreau să fii din nou cel mai important pentru mine. În al doilea rând, să dai piedica la o parte. Nu știe nimeni, știi tu. Dar trebuie să o dai la o parte că diavolul vrea ca lucrurile să rămână așa. Pe când Dumnezeu vrea să te curețe, să te elibereze, să te sfințească, ca atunci când Dumnezeu vine la tine, să te găsească curat și sfințit, slăvit să fie numele lui. Și în al treilea rând, ce să faci să ai viață veșnică? Stai aproape de Dumnezeu și Dumnezeu va sta aproape de tine. Dragii mei, multă vreme n-am înțeles ce vrea vrut să zică Domnul Iisus când i-a spus la ucenici că ceea ce e cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Citeam Biblia și nu înțelegeam. Bă, dacă l-au respins, dacă nu l-au câștigat, ce vrea să zică e cu putință că nu l-au câștigat? Nu a fost cu putință în cazul lui. Și după ce tot am meditat așa mult timp, la, am rămas blocat la această chestie, Dumnezeu mi-a dat o lumină pe care eu personal așa am primit-o, că ceea ce a vrut să zică Domnul Isus în pasajul acesta, cu ceea ce este cu neputință la oamenii, cu putință la Dumnezeu, este că dacă tânărul bogat zicea, eu nu pot, dar fac un pas prin credință către Domnul Isus, eu n-am puterea să-mi dau toată averea, dar astăzi mă hotărăsc să ascult de Dumnezeu și să fac ce-mi cere Dumnezeu. Eu cred că dacă el făcea treaba asta, vinea Duhul Sfânt, vinea Domnul Isus și vinea Dumnezeu Tatăl și îl întărea și îl binecuvânta și îl ajuta și apoi îi dădea toată puterea de care avea nevoie ca el să împlinească ce i-a cerut Dumnezeu. Dragul meu, uneori tot ce trebuie să faci e un pas prin credință. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eu nu pot, Doamne, eu n-am putere, Doamne, eu nu mai cred, Doamne, eu nu cred că pot să fac ceea ce Tu îmi ceri, dar prin credință vreau să ascult de cuvântul Tău în această zi, vreau să mă pun la dispoziția Ta, vreau să fac ceea ce îmi ceri și faci un pas prin, prin credință și când faci pasul ăsta prin credință, vine Dumnezeu și te întărește și te binecuvântează și te ajută și te ridică și lucrează Dumnezeu tot ce ai nevoie în viața ta. Pentru că atunci când nu mai poți tu, poate Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Eu am venit dintr-o familie foarte instabilă. Cred că v-am mai spus, nu l-am cunoscut pe tatăl meu niciodată. Am fost cinci frați, doi au murit, trei am rămas în viață. Eram un tânăr foarte instabil. N-avea nicio șansă în lumea asta. Dar, când toată viața mea se distrugea, la capătul drumului am zis, vreau să ascult de Dumnezeu. Și am făcut un pas și Dumnezeu a venit și m-a luat în brațe și m-a ajutat și de 25 de ani Dumnezeu mă tot ajută și mă binecuvântează și lucrează în viața mea. Și ce am învățat în ultimul timp, în ultimii ani, este că dacă faci tot ce cere Dumnezeu, Dumnezeu va face tot ce ai nevoie. Dumnezeu va face tot ce ai nevoie, ascultă-mă! Toate zile va rezolva Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să faci tot ce cere Dumnezeu. Hai să zic un verset din Biblie. Matei 19, cu 29. Și zice aici așa, că uneori zice, bă, dacă aș face eu tot ce cere Dumnezeu, o să mai meargă bine business-ul. O să mai reușesc cu școală. O să mai îngăsesc eu băiatul care vreau. Sau o să fie viața mea așa. Ascultă ce zice aici. Și din punct de vedere pământește. Ce zice Dumnezeu. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau fecior, sau holde, pentru numele meu, va primi, cine știe, însutit și va moșteni și viața veșnică. Dragul meu, Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Sunt aici să spun că Domnul are planuri mari pentru viața ta. Dar pentru asta trebuie să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Trebuie dimineața asta să faci un pas prin credință. Și crede-mă, eu nu sunt cu Evanghelia succesului, dar nu sunt nici cu Evanghelia aia a cerșitului. Eu sunt cu Evanghelia binecuvântării. Când te întorci la Dumnezeu, când faci tot ce cere Dumnezeu, Dumnezeu deschide cerul pentru tine. Și Dumnezeu te binecuvântează. Îți rezolvă sănătatea, îți rezolvă problemele din familie, te binecuvântează material, dacă asta e problema ta, te eliberează de toate legăturile și de toate lucrurile și Dumnezeu aduce înviorare peste tine. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă o viață din belșug. Credeți-mă, eu sunt prea entuziasmat pentru ce vrea Dumnezeu să facă și pe voi, vă văd prea liniștiți. Dar Dumnezeu în dimineața asta vrea să lase binecuvântare în locul acesta. Vrea să deschidă tavanul acesta și să coboare și să se atingă de viețile noastre și pe toți să ne binecuvânteze. Slăvit să fie numele lui. Haideți să nu lăsăm pe diavolul. Să ne prindă cumva și să ne facă să plecăm cum am venit. Dacă Dumnezeu are ceva pentru tine și vrea să-ți dea în dimineața aceasta, vrei să pui mâna pe binecuvântarea lui Dumnezeu? Știți ce a zis Iacov după o noapte de luptă? A zis, nu te las până nu mă binecuvântez. Astăzi este ziua, ăsta e momentul. Eu îți vorbesc prin Duhul Sfânt acum. Și Dumnezeu vrea să lucreze în viața ta. Și Dumnezeu vrea să te binecuvânteze.